Marian Florin Beznea era un tânăr plin de viață și visa să ajungă fotbalist. Toate visurile au fost pulberate anul trecut, pe 3 iulie, când, după susținerea probei de istorie la bacalaureat, a mers să facă o baie cu prietenii. A făcut un salt în apă și a suferit un grav traumatism la coloana vertebrală. Autoritățile județene i-au întins o mână de ajutor lui Marian. 19 ani de zile l-a sărit în mare și a fracturat definitiv coloana vertebrală. Respiră cu un aparat mecanic în spital și nu știu ce soluție medicală poate exista. Însă, dacă există o soluție pentru ca Marian să redevină tânărul de altă dată, reprezentanții Consiliului Județean Constanța promit că vor face tot ce le stă în putință pentru ca el să beneficieze de această șansă. Ai 19 ani, vrea să trăiască, săracul de aia disperat. Și de aceea, deocamdată, am rugat colectivul de medici să căutăm oriunde în lume. Dacă se poate face ceva, gândiți-vă să vă trebuie comandă de la creier către diafragma de respirație, cum poate respira decât mecanic. Cu cei 30.000 de lei oferiți de Consiliul Județean Constanța, Marian poate începe recuperările de care are atâta nevoie și care îl pot ajuta să respire independent de aparate. A venit foarte bine pentru că Florin a început să facă recuperări, chiar dacă medicii din străinătate l-au refuzat, să se facă ceva pentru el. Are șanse să înceapă recuperarea practic cu acești bani? Are șanse să înceapă 21 de zile de recuperare, costau 43 de milioane în Târgu Mureș, iar apoi făceau pauză și iar se reluau cele 21 de zile. Ajutorul primit a adus o rază de speranță în viața lui Marian. Acum el este, cum să zic eu, bucuros că măcar s-a mișcat ceva, că s-au putut face niște recuperări. În momentul de față, trebuie să meargă la Mangalia, la un centru de recuperare, 2-3 zile, după aceea să plece în Târgu Mureș. Dacă doriți să-l ajutați pe Marian, puteți suna direct la sediul redacției Antena 1 Constanța la numărul 0241-699911 sau puteți face donații în conturile afișate pe ecran. Orice sumă este binevenită.